aș vrea să vă mai dau și să vă rog și să vă informez despre o acțiune care va avea loc duminică. Deci în urmă cu circa o lună de zile am semnat instituția prefectului, am semnat un protocol cu asociația sportivă Alien Cycling, care duminică organizează un turneu în județul Sălaj, un turneu de ciclism, care, sigur, am considerat de cuvință să semnez acest protocol, tocmai pentru a promova, mișcarea, viața sănătoasă și, din câte știu eu, până în momentul de față, sunt interesați deja peste 100 de persoane. Turneul se va desfășura pe Meseș. Pornirea va fi din fața prefecturii. Se organizează pe trei categorii de dificultate. Hobby, 30 de kilometri, race, 52 de kilometri și elit, 94 de kilometri. Cum? Deci, hobby, 30 de kilometri, race, 52 de kilometri, race, și elit, 94 de kilometri. Nu, de încă dată nu este. Deci este, acțiunea este, este organizată în, parteneriat cu această asociație și inclus și Michelin Zalău. Veți participa? Eu nu cred. Nu cred că n-am experiența necesară și n-am făcut antrenamentele de rigoare, dar poate la anul. 94 de kilometri până la Cluj. Nu, deci pe Meseș sunt făcute diferite trasee, dar toate detaliile o să fie oferite. Directorul de cabinet, Sebi, este cel care poate să vă dea și alte detalii. Este și un portal, un site unde puteți să obțineți toate informațiile vis-a-vis de și de traseu și de toate... Cine participă, cine sunt sponsorii, cine sunt cei care se implică în această acțiune. Situația nu va fi blocată. Nu, nu. O temporar până se iese din Zalău, din oraș. Dar câteva minute. Deci acțiunea este deschisă, oricine poate să vină să se mai înscrie, cei care vor să participe la acest. Deci cu titlu gratuit, da. Este o... Sunt? Să nu dau o informație greșită. Da. Deci pe site-ul respectiv atunci o să găsiți toate informațiile. Sunt diferențiate în funcție de categorie și tot o să găsiți toate detaliile. Eu am acceptat ideea și chiar am considerat de cuvință să fim parteneri într-un asemenea proiect. Până acum, până astăzi, sau până da. Se putea și cu 38 sau așa. Da? Uite, vezi că cine este informat. Da.